suntem pe strada Diaconu Coresi din municipiul Târgoviște, în microionul numărul 4 sau în cartierul Radu cel Mare, aici unde începe implementarea unui proiect important pentru această zonă. Este vorba de realizarea unei parcări. Este vorba de o parcare de aproximativ 115 locuri, care va genera 115 locuri noi de parcare și de care era nevoie în această zonă. Aici discutăm de un proiect mai amplu, pentru că proiectul cuprinde atât investiția de aici, de pe Diaconu Coresi, cât și investiția de pe Virgil Drăghiceanu, la fel o parcare, și investiția de pe Dr. Marinoiu din centrul municipiului Târgoviște. Deci se vor crea trei parcări, undeva la 150-160 de locuri noi de parcare, ceea ce este specific și pentru această parcare și pentru parcarea de pe Virgil Drăghiceanu este că mare parte din parcare se construiește pe locația unui fost punct termic. Deci transformăm aceste, sau aici am desființat total aceste puncte termice care reprezentau focare de infecție și mai avem vreo câteva asemenea probleme pe care urmează să le rezolvăm în perioada următoare. Ca și exemple, aș menționa și punctul termic de pe strada Pandurilor, din microionul numărul 12, care de asemenea va fi transformat în parcare. Sper ca anul acesta să reușim să începem lucrările și acolo. Și mai avem punctul termic din micro 8, care de asemenea va fi desființat, urmând acolo să realizăm un loc de joacă. Este vorba despre o campanie pe care o realizează Primăria Municipiului Târgoviște de regenerare urbană în aceste zone, unde în afara faptului că era foarte, foarte urât, era și o construcție care împiedica atât parcarea mașinilor, cât și dezvoltarea zonei. În afară de parcare, se va amenaja spațiul verde, va fi extins sistemul de iluminat public, deci va fi o zonă care va fi cu totul și cu totul schimbată. Din cele trei investiții, aceasta la care suntem în acest moment este cea mai mare. Se va sistematiza puțin și traficul rutier în zonă și sunt convins că vom oferi alternative de parcare locuitorilor din această zonă. De altfel, vom continua activitatea pe găsirea de soluții pentru locurile de parcare. Nici nu diminuăm spațiile verzi, după cum se vede aici era o zonă complet inaccesibilă și degradată urban, și în acest fel reușim să găsim soluții în foarte multe zone din municipiul Târgoviște și vom continua. În afară de proiectele mari pe care le avem în derulare, intrăm și în cartiere pe aceste proiecte țintite pentru a rezolva problemele care există practic la scara blocului, cum spune noi, și este un program pe care administrația locală îl derulează de ani și ani de zile. Au fost realizate zeci de investiții, au fost reamenajate zeci de parcări și au fost create probabil peste 1000 de locuri de parcare numai prin această metodă în cartierele municipiului Târgoviște. Apropo de parcare, împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul Corneliu Ștefan, vom derula, dar datele o să le prezentăm împreună, probabil într-o conferință de presă, și un proiect pentru o parcare mare în centrul municipiului Târgoviște, o parcare pe mai multe nivele de natură să răspundă necesităților importante din zona centrală a municipiului Târgoviște. Și aș mai menționa încă un aspect. Sunt în momentul de față în derulare lucrările de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân. Lucrările de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân fac parte din proiectul european, sau sunt finanțate prin proiectul european de modernizare a transportului public în comun din municipiul Târgoviște și a culoarelor de transport. În zona din spatele blocurilor H am ajuns la un acord cu operatorul economic, cu supermarketul de acolo, astfel încât zona
parțial parcarea de acolo să poată fi folosită de către târgoviștieni, chiar dacă nu merg la la cumpărături. Se va face și un acces de pe strada din spatele blocurilor H. Acum se lucrează la el de să ofere locuri de parcare în contextul în care pe bulevard vom avea linie sau vom avea bandă dedicată transportului public în comun, deci pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Dar, repet, există în acest moment, chiar și fără parcarea mare pe care o vom realiza, există soluții pentru parcarea mașinilor, fără a mai fi probleme cu cei de la supermarket de acolo. Există și un acord scris pe care l-au dat administrației publice locale în acest sens, de aceea ne-am și apucat puțin să amenajăm intrarea și să mai creăm un acces din exact din spatele blocurilor H. Așa că și în zona respectivă am reușit să găsim o soluție, să împăcăm de o manieră convenabilă, spunem noi, pentru toată lumea, atât cerințele privind fluidizarea traficului în zonă, cât și cerințele care vizează necesitatea locurilor de parcare în centrul municipiului Târgoviște, că tot e o discuție despre locuri de parcare. Apropo de această discuție, înainte de a face o analiză pe ceea ce ar însemna niște tarife de parcare în zona centrală a municipiului Târgoviște, vrem să oferim târgoviștenilor niște alternative cu adevărat moderne privind transportul public în comun. Așa că, deocamdată, până la achiziționarea celor 21 de autobuze electrice prin PNRR, nu cred că se va pune problema unor locuri de parcare cu plată în centrul municipiului Târgoviște. Abia după ce vom avea oferite condiții foarte, foarte bune prin transportul public în comun, vom face o analiză și vom vedea dacă se impune sau nu se impune. Pentru că este clar, viitorul trebuie să fie constituit de utilizarea pe scară largă a autobuzurilor, a mijloacelor de transport ecologice pe care noi le avem, acelor alternative, de aceea avem și proiecte importante pe realizarea de piste de biciclete și așa mai departe. Este și concepția pe care o are Uniunea Europeană. Pentru că astăzi nu se finanțează, spre exemplu, locuri de parcare în zona centrală a unui municipiu din România. Nu se dau bani. Dimpotrivă, se oferă finanțări pentru parcări la marginea marilor comunități urbane și de acolo se încurajează pe scară largă utilizarea mijloacelor de transport în comun. În scurt timp, municipiul Târgoviște va beneficia de o infrastructură de transport în comun, cum cred că nu există în România în acest moment. Eu spun că nu e niciun fel de exagerare și veți vedea în perioada următoare. Sper ca până la finalul anului să reușim să închidem investiția de pe calea Ialomiței. Avem cele 40 de autobuze, Mercedes-Benz Citaro Hybrid. Închidem și investiția de pe Mircea cel Bătrân și mai avem de asemenea de intervenim pe Răcotăneni Stancu Ion. Vor veni și stațiile noi de transport în perioada de îmbarcare, debarcare în perioada următoare, stațiile de traseu, și veți vedea un sistem de transport public în comun de invidiat, completate toate aceste investiții de proiectul pe PNRR privind achiziționarea 21 de autobuze electrice, 21 de stații de încărcare lentă și câteva stații de încărcare pe traseu, plus proiectul pe port pe care îl avem pentru crearea unor facilități asemănătoare celor pe care le vom avea pentru transportul public strict intern al municipiului Târgoviște și pentru transportul din zona periurbană, și sper că atunci să reușim să închidem acest capitol, în contextul în care în toate orașele dezvoltate din Europa, transportul public în comun reprezintă o modalitate foarte intens utilizată
pentru deplasare. Și vrem să facem și noi lucrul acesta. Trebuie să atingem două obiective. Unu, scăderea cotelor de trafic, și am avut un studiu de trafic în momentul în care am început implementarea proiectelor. Și doi, diminuarea poluării, astfel încât să putem să întrunim indicatorii stabiliți de Comisia Europeană. Cam acestea sunt elemente pe care am vrut să le aduc la cunoștința dumneavoastră. Investiția de aici sper să o închidem în toamna aceasta și să ne mutăm pe celelalte zone, astfel încât să nu ne prindă sezonul rece cu infrastructura la modul acesta.